Dracul n-are dimensiuni luciferice, domn. Nu-i Mefistofel. E mic, domn. Zice părintele Stănioan, zice, aghiuț. E pe aici, bă, dă-te, bă. Băi, marci! Băi, pleacă! Băi, ți-am zis să pleci, băi, suha. E, dar e tot timp. E mic, dar zilnic și tot timp. M-ați înțeles? El nu e din nou, oh. Nu! E atât de inteligent, creștinul român îl vede că este în doze homeopate. Ignatie Branceninov a zis, bă, dracul s-a prins, că la păcate mari omul se sacrifică. Și atunci face păcatul mic. Zic eu păcatul soft în zile de astăzi, invizibil. Domnul Puric, aș vrea să ne destăinuiți femeile din viața dumneavoastră. Știți că ați iubit și zic, da, am iubit-vă cum propriu. Chiar nu vreți să fiți părinte? Femeile, țin și eu, poate am iubit-o. Vreți să... Știți că se distruge? Curbe? Dispare. Dispare taina. Dispare tot. Te mărginește, te face mic. Mai mic decât un puric, ca să zic așa, expresie. Atunci e păcatul soft. Care apare. Vreți să veniți, faceți sculpturi pe prin spate. Sunt niște top modele care... Și vreau să-ți faceți niște pantonine, ceva... Vedeți după cum se mișcă. La telefon. Suntem de la firma Roger Fines. Mai aveți ăștia, vreți să ne aveți. Sunteți vie, domnișoare? Alo! Sunteți vie? Poftim? Am zis la firma întreprinzării de întreprinzări, că mi-a zis Irbiraș. Bine. Ce vreți, domnișoare? Ele sunt zilnice. Sunt în contingent. Vă ating și mâine după ce, sau de seara când vă duceți și dați telefon, drumul la oligofreni, la televizor, să-i vedeți. Analiști politic, analiști politici. Securiști care îți dau cum să te dezvolți în România. Atot știutori și o stric ca Tertulian, nu pe tine suflete școlit, ci pe tine suflete care singur te ai neștiutor de neștiința ta în nevoie. Ce dreptate are bătrân. Și te duci în arta laică. Și nu ne întinde foarte tare, te duci la Eminescu. În versuri care sunt de creștinism implicit. Nu vrea, domnule, Eminescu nu a scris, a zis să vă arăt eu ortodoxia acum. Din contră, s-a dus spre Nietzsche, s-a dus spre Buddha, s-a dus, a făcut, a aspirat până la 33 de ani, cum nici Goethe nu putea să aspire. Cu o minte uriașă. De asta a spus Constantin Noi ca omul de plin al culturii românești. Datorită capacității de a aspira și a de vectoriza către un alt sens, nu ca spălătoresele astea din revistele noastre intelectuale care zice, hey, noi ca a zis, e da, ce era enciclopedi, nu știa ungara, de exemplu, sau poloneza. Știi? Este țoapa care a făcut filologie sau cretinoidul care a făcut și el ceva și el se duce lângă un monstru din ăsta mare și vrea să-l scalpeze. Acolo se ieși o bucățică. Ce-i cu haine? Am luat-o de la Eminescu cu bucățică de haine. Al percepe, al respira. Și Eminescu, la o vârstă relativ tânără, respiră creștinismul în mod firesc. El nefiind, repet, explicit, din contră. El fiind un tânăr ca voi, care respira, dumneavoastră. Păi eu eram îndrăgostit de budism. Dar talpa aia a lui Taxu și a lui Maicăsa și a tot neamului românesc e mai puternică decât ce încerca el să găsească. Și în versurile alea care le găsiți dumneavoastră în scrisoarea a treia atât de hurită, care de fapt este ca patetica sau eroica lui Beethoven pentru neamul are caracter simfonic. Și la un semn deschise calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu după vorbă, după cort. Așa se apropie unul cu hlamide, cu băi. Un bătrân atât de simplu. Acolo este creștinismul absolut. Este zmerenia voivodară. Iar bătrânul cel privești nu e om de rând, este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști. Cum o întoarce? Mai târziu Neagoi Basarab zice, dacă vine dușmanul, dă-i din pământ. Caută să te împași cu el. Dacă vine să-ți ia tot, familia, credința, atunci sare sabia singură. Și la el sare de-a-ntregul. Fiara istorică, bestia, sufanul lui Baiezid, acum sunt alte bestiori, vezi la summit, au față de responsabil. Ce mai luăm? Deci tot fiara istorică sunt. Ăla așa știa. Cu talpa. Să pună. Și a văzut că asta nu se clate. Și zice, tot ce stă în umbra crucii, cavaleri și rest se adună să dea piept cu uraganul ridicat de semilune. Și de-a încruntat, vitejit, du-te la pe lui Muntuiac și purta de virință să mai pierzi un moșneac.
Deci tot ce stă în umbra crucii, fiara istorică îi spune, băi, eu am mai călcat în picioare din ăștia cu crucea. Dar el săracul nu știa. Ăla se întâlnise cu cruciați. Acum asta s-a întâlnit cu crucificatul. Tot ce mișcă în țara asta, rău, ramă, e prietenmanie. Iară ție dușman, ție dușmanit le fi de toate, fără a prinde chiar de rest. Aliați, taină, imponderabilă, intraductibilă, apare, țâșnește. Și, și vezi, orice român simte cum se cumulează forțe tainice. El s-a întâlnit cu crucificatul și care îi spune în termenii cei mai uluitori creștini. De-o fi una, de-o fi alta ce e scris și pentru noi, bucuroși, nu duce toate, de-i pace, de-i război. Deci nu poți să duci, el nu și-a exprimat indiferența. Era, nu era în ataraxia grecească sau în ceacra nouă a lui Bivolaru, în spirală. Nu făcea spirală. Ăla i-a zis așa, bucuroși, ne-o duce toate, de-i pace și război. Și eu vin la dumneavoastră și vă spun, dacă există pace în numele Dumnezeu, cu multă bucurie îl duci. Dar dacă există război în numele Dumnezeu, cu multă bucurie îl duci. Și să nu duceți pace în numele dracului, pentru că nu va fi pace niciodată. Și vezi, în câteva versuri, în fracțiuni de secunde, cum esența creștină fundamentală se manifestă. Voivodul absolut. Smerenia voivodală. Un bătrân atât de simplu după vorbă. Nu o să găsiți niciodată în prezența asta decât cu hlamide, cu nestemate. A venit așa. Se apropie de corp. Îl și vezi. Această percepție a trecutului, această reprezentare, o să o vedeți dumneavoastră la alt geniu român, oltean excepțional, Brâncuși. Când mă duc la sala Palatului să țin această dizertație la publicul din România care, sigur, dumneavoastră sunteți studenți la filosofie, sunteți acolo erau cam așa, cel apucat pe Purica. Și vine unul la mine să-mi spună, domnul Purica, să primi mail-ul ăla. Domnul Uruta lui Brâncuș, care v-a scris, domne, domne a zis că este nemaipomenit, genial. Vrea să vă spune, comuniștii au zis, coloana infinitului. Nu, se numește coloana sacrificiului fără de sfârșit a neamului românesc. Pentru că eu am zis așa, unde mai citesc? A zis așa, alea, de la coloana fără de sfârșit a sacrificiului, care sunt așa, dar dacă tu ești atent și faci așa, și faci în perspectivă așa, ai să vezi coșciuc este coșciuc. Și un coșciuc liber, deschis, jertfă continuă. Și a zis, aveți dreptate, domne. E ruda lui, e nepot. Este, auzi, coșciuc peste coșciuc peste coșciuc. Când am uitat de la Bruxelles, m-a filmat pentru o chestie, numește Europalia. Fiecare artist sau personalitate din statele europene și-a spus concepția. Și dintr-o greșeală m-a luat pe mine, în România. Mă rog, eu de nefiind integrat, de unică folosință, m-au folosit. Nu erau genial. Operatorul era drogat, erau din cannabis. Și că this is your room. Hi, nice! Wood! Auzi lemn, a căzut în genunchi. This is wood! Fred, this is wood! Never saw before my life. Numai, only plastic. In Holland, nu știu. Și a venit și așa zis un regizor care a stat pe scaun apocalipsic. A zis, you speak English or French? Și a zis, nu, am vorbit în engleză, zic, tot ce vorbesc, vorbesc în românești. Mi-a zis, you have 1 minute and 30 seconds. Și am vorbit de asta, în care am zis, ăsta este pașaportul cu care intră România în Comunitatea Europeană, ca să ne știți. Așa? Mi-a zis, n-am înțeles nimic, dar sunt convins că ai dreptate. E un alt nivel de comunicare. Bun. Și zice, nu-i mă masa tăcerii, masa aia sunt cei 12 apostoli cu Hristos. Aia. Și aici sunt scaunele. Scaunele, distanța între scaun și masă, e ca tu să nu poți să mănânci, stai. Iar poarta sărutului nu e a sărutului, este poarta înfrățirii între neamuri, că acolo erau gorjeni, mehedințeni, olteni. A vrut să facă sărutul dragostea ca unire. Dom'le, cum gândea olteanul ăsta? Cu fior românesc, dom'le. Când s-a dus la ministrul culturii, era un handicap așa pe vremea lui, înainte să plece la Paris,
era tânăr și l-a chemat să facă centru.